اللي قلبك خاف عليه والله وضفت فيه وخدتني بحور عينيه سلمت القلب ليه من قلبك خاف عليه Mai umilit. Dora e cu telefonul, Omar. Ce să mai... Mai au o pastilă. Vasile, fără cuvinte, Maria, fără cuvinte. Mă doare inima, negrule, Omar. Deci, dacă nu murim, înseamnă că mai trăim. Deci eu vă spun numai... Nu puteam să zic mai bine. Dacă mă prinde Omar la o petrecere, până acum am luat 3 pastile? Da. 3 sticle, da. Deci dacă tu reușești să ne faci pe noi să ne simțim atât de bine pe uscat, doar pe pastile, îți dai seama ce se întâmplă la o petrecere organizată să-l ai pe Omar în centru? Da, deci este extraordinar. Meu este... Poate să țină o petrecere cel puțin la 5-6 dimineața. Pe mine mă uimește pentru că ce-ai cântat nu e lucru ușor. Și asta o știu cunoscătorii și cei care mai bagă mâna în pian și știu unde se află după portativ, da? Ce-ai cântat nu e lucru ușor.
E, spune-mă, mămică, cum faci tu de ai cântat cu atâta lejeritate? Ai dansat, ai făcut toate nebuniile. Vine din suflet. Ca un mare artist. Am făcut ce-mi place. S-a văzut. S-a văzut. Asta e, mă. S-a văzut. Ia uite cum a venit replica. S-a văzut, mă. Auzi, Omar, dar cred că mai avea un răspuns pentru calitățile tale. E de sus. Da, în primul rând. S-a văzut că îi place și că e bazat, stăpân pe glas, stăpân și pe tot ce trăie. Și plac oamenii, uite ce frumos și-a plăcut să cânte cu trupa de suedezi. Vasile, nu mai sunt suedezi, s-au operat. Da? Sunt nemți, da. Să băieții, mă, cu cine vrei să semene? Rechecțiunile noastre, mulțumim, mami și tati sunt acolo. Acolo e trofeul Omar și aici sunt mulți români care așteaptă semnătura ta. Primul tău mare autograf, doamnelor, domnilor, Omar! Mulțumesc, trofeul e acolo, sunt 20.000 de euro puși pe masă în seara asta. Cineva, doar unul singur îi câștigă. Mulțumesc, Omar! Bravo, Omar, bravo! Hai de viața Pepe! Fii atent aici. Și a început cu le. Aleu, m-a omorât, ești nebun. Mai, ai văzut ce răspuns i-a dat? Cum face? Pentru că îi place. Și asta se vede, bă, nene. Se vede. Poți să ai talent. Ce-ar mai fi de